Bună familie, mă numesc Rea. Mă numesc Tina. Și Măriț Rea și Tina, dragii mei, în sfârșit un vlog nou, că am primit un milion de mesaje. Un vlog nou plin de dovezi, plin de subiecte și mei. S-a întors și ador. Și nu am zis, și ador ne-a zis să nu zicem când se întoarce, că știam, dar deja au apărut pe grupuri dovezi și astea și trebuie să urmăresc pe subiectul ăsta. V-am spus noi acum două vlog-uri că se întoarce și ador. Dar nu am spus când, pentru că am promis, dar acum că toată lumea știe că este înapoi, am zis să vorbim și oricum avem mai multe subiecte. Yasmina iese în aeroport, Yasmina, fata aia blondă care a vorbit. Care nebunită după Filip. Da, concurenții nu mai țin cont de reguli. Niciun concurent nu mai ține cont. Avem o grămadă de chestii, avem niște glumițe despre Simina. Am leșinat de râs. Așa, Jador i-a dat contul acela nou pe care l-am făcut în seara când a fost în studio, i-a dat fratelui lui. Oricum a spus că un gest frumos, un gest frumos. Da, un gest finuț ca el. Și multe subiecte despre Mariana, prima poză cu sponsorul și... ei. What? Nu zic, nu zic. E frumos? Da, e sexy. E bătrân? E 49. Nu glumesc, vorbim pe vlog, nu mai mă trage de limbă, lasă-mă! Păi eu n-am văzut subiectul ăsta, nu mai de zi că eu n-am văzut asta. Nu mai zic, lasă-mă, dragii mei, unul la mână. Vreau să vă spun de Instagramul nostru, Rea de Artina, Drip și Rea și în Oficial 2. Dați-ne un follow. Și nu uitați că toate dovezile vor fi puse pe Instagramul Rea și în Oficial 2 la story, da? Sunt anumite părți în care este muzică sau se vorbește nașpa și nu vrem să le punem aici, așa că intrați pe Rea și în Oficial 2. Doi la mână, scrieți-te lăcuritură cuvântul pace. Cine nu și o să fie 24 de ore pe Instagramul Rea și în Oficial 2 la story. Dar de unde până unde pace? Pace, între două dobitoace. Pace, hai, continuăm, zi următoarea chestie. Dar nu uitați să lăsați un like, să lăsați un comentariu în partea de jos și un share pe Facebook. Vedem cine dă like și share pe Facebook, le vedem în numele tuturor, da? Și comentariu în partea de jos, că primiți like și inimioare și citim toate comentariile, în fine. Hii, număram 5 secunde, numărăm, da, până aveți 5 secunde să dați, să faceți pașii pe care i-am spus, like, share și comentariu în partea de jos și haideți să continuăm cu subiectele, să da? Să facem câte like-uri? 10.000. 12.000. 12.000. Pariu că facem, dacă facem, deci dacă facem 10.000, Tina trebuie să mă scoată la film, la VIP. Dacă facem 12.000, Rea trebuie să-mi dea 10.000 de lei, 1.000 de lei. 1.000 de lei, da. Păi de ce, mă, că filmul meu e 100 de lei? Nu, pas, îmi dai 1.000 de lei, hai cu 12.000, hai cu 12.000, hai de continuăm. Deci dacă facem așa, îi dau în vlog următor, intru cu 1.000 de lei, mă jur că intru cu 1.000 de lei și îi dau. Hai de numărăm. Sau mergem împreună la bancomat și scot. Nu, lasă-mă cu aberațiile, că tu minți, numărăm, haide. Haide. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă iubim și vă mulțumim. Și nu mint, pe bune, dacă se strâng, mergem împreună la bancomat. Bine, boss, am putut pagă. Bine, boss, haide. Primul Jador se întoarce! Jador e în emisiune. Dar de ce ești așa fericită? Pentru că mă duc și eu, glumesc. Nu, Nu, pentru că o să fie rating din nou și o să fie funny să-l văd acolo și o să râd mult. Dar întrebarea mea este... Pentru cine s-a întors? Despre ce vorbim? Stai să mă mai pierd în odată, wow! Nu s-a întors pentru nimeni, am înțeles că așteaptă să intre o fată frumoasă, liniștită, cu minte pentru el, cu minte! La puterea dragostei vrea să-l întâlnească el o fată liniștită, cu minte, deci, și frumoasă. Deci, cu minte și cu minte, dar nu știu ce zic, e cam răruț. Cam răruț? Prea frumos să fie adevărat, Jador. Vreau să văd în comentarii pentru cine credeți că a venit Jador. Pentru Ela Toată sau... Toată lumea o să zică că pentru Ela, dar... Dar și Andreea Pirui este singură oficial. Pentru nu, că este Marius... cu Marius, dar Marius va reintra în apă. Adică discutăm și chestia asta. Andreea Pirui nu este singură, Andreea Pirui este îndrăgostită. Păi da, poate Jador își bagă coada. Ei, în relația lor. Nu. Vreau să văd în comentarii cu cine se potrivește Jador. Auziți, dacă se combine Jador cu Denisa. Vreau să... Băi, voiam să zic același lucru, mă jur, mă jur, sister! Mă jur. Serios, cum ar fi să se combine Jador cu Denisa? Wow. Dar Jador nu-i plac blondele, cred. Nu prea l-am văzut cu blonde. Nu prea l-am văzut cu blonde. Doar așa de distracție, cum a fost Berna. Nu, în afară de Ela, nu cred că ar mai fi cineva pentru care să intre. Dar, haide să vedem în continuare, continuăm cu subiectele. A, apropo de chestia asta, hai să vorbim și de ce a făcut Jador pentru fratele lui. Nu uitați că atunci când a fost în studio, noi am făcut contul acela nou pentru Jador. Când i s-a spart contul de YouTube, de Instagram al lui Jador, noi am făcut un cont nou împreună cu el, care avea 17.000 de followers. Sau ceva de genul pe acolo și se pare că acel cont l-a dăruit fratelui lui. A zis și atunci în studio că îl va da fratelui lui dacă și recuperează pe ăsta. Felicitări, Jador, foarte frumos. Foarte am văzut frumos. Că și fratele tău face vloguri. Felicitări, să ajungă și el mare și să faceți acolo. Dar e un gest frumos. Tu, tu ai făcut asta pentru mine. Vă dorim tot binele, cu siguranță. Minți, minți! Minți! Ce necușitoare! Nu, ia-mă, doamne, nu, nu, stop! Mă jur că ți-l-aș și dat. Da, deci fii atent că o să faci 12.000 de like-uri, fii atentă și o să vezi că o să-mi dai banii. O să dau 1.000 de lei. Ha? Bine, dar schimbăm, dacă facem 10.000 de like-uri, îmi dai tu 1.000 de lei. Nu!
Nu, 12, băi, eu vreau să câștig 12 euro. În fine, continuăm. În fine, haide să vedem. Iasmina e în aeroport. Iasmina, știți, fata aceea blondă care ar fi avut o semi-conversație, relație cu Mocanu, este în aeroport, am înțeles că va intra pentru Filip. Da, avem aici o poză cu ea. Deci se pare că bătălia a luat sfârșit, Berna a pierdut oficial. Și Iasmina câștigă premiul de Filip, în valoare de 2000 de euro. Premiul de Filip? L-a câștigat pe Filip. Da, da, dar nu știu dacă merge acolo, poate merge altundeva, dar noi am zis să vă anunțăm că cine știe, poate o să intre în emisiune. Poate să intre, de unde știi că nu o să intre? Trebuie să iasă o fată, oare pe cine copri că nu o să iasă? A plecat Andreea, lui Ricardo, Dea. Dea, deci, da, deci Dea și Ricardo oficial nu se mai întorc. Oficial nu se mai întorc, s-au apucat și de vloguri. Îmi pare rău că nu se mai întorc pentru că n-am obișnuit să-mi cuie, scuze, mă uit că cred că m-am tăiat un foil, asta e incredibil. Deci nu pot să nu mă rănesc și o zi. În fine. Așa, cu Dea și cu Ricardo. Băi, da, am vorbit că cu ei, sunt fericiți, toate bune și frumoase. Vom vedea, ce poate ne fac o surpriză și te vor întoarce, dar acum nu. Sau poate facem un vlog cu ei, curând. Dacă vreți vlog cu ei, lăsați-i comentarii în partea de jos. Da, vrem vlog cu Ricardo și Dea. Lăsați în comentarii ce părere aveți despre faptul că Jador i-a dat cadou contul de Instagram fratelui lui și despre faptul că această Iasmina se duce pentru Filip în casă și despre faptul că Jador s-a întors în casă. Haideți să vedem în comentarii. Băi, eu am întrebare, a dat contul fratelui său, dar au scăzut urmăritorii, avea 18.000. Băi, este normal. Mal, frate. Și au ajuns la 16.000. Ei. Dar oricum seamănă cu Jador Frax, așa că nu, ei, nu să vă dați seama. Își face poze din profil. Nu să vă dați seama. În fine, următorul subiect, concurenții nu mai țin cont de reguli, absolut se de văd tot. Non-stop și avem și un clip. Avem aici, din ziua în care a ieșit Marius, se pare că au pus toți la story, au fost la înghețată sau la nu știu ce asta, fructe, și Marius și Iancu a postat de acolo și Andreea Pirui. Deci și a fost Denisa. Și Denisa, clar. Deci a fost și Denisa. Asta e că Marius nu mai este în emisiune. Practic avea voie să întâlnească cu Andreea Pirui, dar nu și Denisa cu Iancu. Nu Iancu, Marius nu mai e în emisiune, scuze, da, ați înțeles voi, și, dar nu, Denisa nu trebuia să fie acolo cu Iancu, pentru că ei practic sunt în emisiune, dar am înțeles că vor și ei să plece, Iancu cu Denisa, da, am înțeles că vor să plece. Nu știu de ce, dar dacă pleacă ei doi, o să fie foarte nașpa. De-aia cred că s-a întors Jador. În fine, avem o poză aici și cu ei doi că se văd în afară. Băi, nu se mai ține cont deloc de reguli, deci în sezonul trecut nu era așa. Și avem și un clipuleț pentru voi, se plimbă primul. Nu știm exact dacă e de la vreun date, dar era și Filip acolo. Ce căuta Filip la date? Erau și niște camere de filmat, erau 5, la date sunt doar 4. Sau filmează noul clip muzical al lui Iancu? Nu știu, hai să vedem. Hai să vedem. O șampanie. Eu vreau șampanie, Dom Perignon. Ce vrei cu moed? Dom Perignon și Cristal, vă rog frumos. Da. Nu se poate altfel. Ce e mai scump? Da, cu aia mă măric. Și echipa de filmare să ne filmeze. Oh, yes! Pe Iancu aici. Aici. Ai mergit for the show, ai mergit for the show. Ce ai pornit? Da. Bă, sunt dulci, sunt foarte dulci. Nu știu dacă este date piesă, dar nu are cum să fie date din moment ce era și Filip. Ce căuta Filip acolo? Filip care filma pentru vlogul lui, că ai văzut că avea camera în mână. Adică nu are nicio logică, da. Dragii mei, avem o glumă pentru Simina, am primit-o de 1.000.000 de ori, dar nu înainte de a da un mare like să facem 12.000 de like-uri ca să iau banii de la Rea. 12.000 de like-uri, nu 10.000, 12.000. Bine, după care citim. Deci tot ce trebuie să faceți, să dați acum un like, vă priți toată lumea de like, vreau să-mi dai un like. Literă cu literă pace. Literă cu literă pace, ca să ajungeți pe Instagram, Rea și Tina oficial 2 la story, 24 de ore, să faceți urmăritori. Un comentariu normal, cei care vreți să lăsați și comentarii normale, pentru că le citim, dăm like. Și un share pe Facebook. Vedem cine dă share pe Facebook, ca să știți, vă vedem numele. Așa că... Hai, aveți 5 secunde, ce mai numărăm, da? Hai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, voi super iubiți și vă mulțumim și... O facem pe roluri? Hai să facem pe roluri. Zic eu, prima parte? Hai, zic tu prima. Este o poză cu ei... Dar trebuie cu intonație. Este o poză cu ei de la nuntă și vă spun așa. Stoi ca sora mea. Nesilită de Jador și nici de Mantea, îl iei de muiere pe zăbăloagă? Și acum Simina spune. Da, că mi-a promis că mă las o dată pe lună să merg la Jadorel. What? Bă, am râs la gluma asta toată dimineața, am leșinat de râs. Aveți aici poza. Bă, o fi fost conversat. Deci, oricum eu cred că în continuare Zanoaga este foarte frustrat. Adică, mă, nu e frustrat, este invidios pe succesul lui Jador. Băi, Zanoaga, îți recomandăm să nu mai dormi toată ziua și să stați în pat toată ziua și să faceți live-uri și să vorbiți despre alte persoane. Faceți și voi un vlog și munciți, vorbiți despre alte persoane. Munciți, cum munceți alții. E altceva un vlog, că e mai mult de muncă, e de editat, e de postat. De-aia faceți voi doar live-uri pe Instagram. Da, că intră oamenii și... Faceți și voi ceva, nu poți să spui, mamă,
mamă, ce noroc a avut ăla. Bă, dacă făceați amândoi același lucru și ăla ajungea mai sus, dar bă, spui, păi, de noroc, frate. Dar tu că știi că stai acasă și nu faci nimic decât ofrești pe Simina pe burtă, adică... Să vă aduceți aminte când Jadol era în emisiune, că el avea și cântări și mai era și la emisiune și dormea câte 3 ore pe noapte, se întorcea, iar pleca și nu numai Jadol, sunt foarte mulți care se cânie și Livian, se cânie să facă vloguri. Păi da, dar uite, și Zănoagă, normal, și Zănoagă stă câte 2 nopți treaz, se duce la pescuit treaz. Adică spală un balcon, spală farfurie, adică face un efort extraordinar să poate să-și spele o rufă, să șteargă un praf. Eu am impresia că Zănoagă este femeia în relație. Vreau să văd în comentarii ce părere aveți voi. Normal, să dea drumul de la dopul de la cadă, adică d-astea, să ia părul din cadă. D-astea grele, să o sfrece pe burtică, e deja, te trezi noaptea, nu mai poți, băi, știi cum pici? Vai ce obosit, să te trezești a doua zi cu cearcănele până aici. Te încheiem subiectul. Cum zice Alex Vela de Abi, te trezești cu cearcănele până aici, Zănoagă, de zici că ești raton. La bag. Ia, înlocui zâcul. Ia, nu mai zice. Hai să continui. What? Adică ce? Mi-am amprins, gata. Înlocuiți cuvântul Zănoagă cu L. Zâcul. Iar chestia cu... Loser. Loser. Adică ratat? A, nu. Faza e în felul următor. Simina, noi te înțelegem pe tine că ai chef de vorbă și de la hormon, place, de la hormon. E de la hormon, că stai acasă, că ești gravidă, nu ai niciun fel de ocupație. Dar citește o carte, Simina, sau învață despre copil, că o să ai un bebe, Simina. Am înțeles că învață despre copil, dar ce spui tu în loc să... Fii atent, facem un pact. Tu ne jignești pe noi când o să înveți să scrii și să vorbești corect gramatical. Ce zici de chestia asta? Când o să înveți să ne înjuri corect. De chestia asta, pentru că atunci îți promit eu că o să plâng și o să mă supăr că m-ai înjurat. Până atunci nu pot, frate, că... Și o să spun și canalul cu swipe-ul la noi, ca să faci tu urmăritor, că da, e greu. Da, cum poți tu să te iei de oameni că știi că tu nu vorbești corect gramatical? Păi vrei să fii mafioată sau nu? Dana Budeanu, păi cum? Tu ești, Zănoagă, tu ești mafiot cu te adidași în picioare la nuntă? Măi, Zănoagă, mă! Păi da, văd că sunt foarte stresați, au fost foarte stresați de partea cred cu Adidas. Cred că o să dau un mesaj doamnei Danei Budeanu și o să o întreb ce părere despre ținutele lor de la nuntă. Nu, a zis ceva de genul, să o întrebăm pe Adina Buzatu. Bă, ce credeți? Ce credeți? Avem prieteni în comun. Oare să-i trimitem poza ta și să râdem împreună pe un live? Prea multă atenție pentru niște oameni care... Sincer, nu sunt nimic. În fine, gata, haide să... Așa... Vreau să văd în comentarii ce părere aveți voi. Pupiți. Da, avem o problemă. Ce? Toate fetele care au fost la cununia lor, că aia nu a fost nuntă, că nu faci o nuntă cu 20 de persoane, și alea toate de la Puterea Dragostei, au fost îmbrăcate în negru. Da. Măi, a murit Adida și Ruzanoaga. Nu, eu cred că i-a murit tumorul. Că la ce i-a murit omorul. Eu așa zic că i-a murit omorul. Sau i-a murit bucuria. Bă, cum o să vă îmbrăcați toate în negru, mă? Băi, acum au fost drăguțe. Dacă le-a murit pasiunea și dragostea lor. E relația lor prea, prea fericită. Dacă e să criticăm, mă numesc Dana Budeanu și tu cine ești? Eu sunt Andreea Budeanu. Și ne uităm la ținute. Și ne uităm la ținute. Maria Lintaru, bines. Bines. Mi-a plăcut, da. Talida, ok. Pușica, nu prea-mi plac cizmele. Vezi că îmi place partea de sus, ar ok. Da, adică cizmele nu-mi plac. La Pușica cizmele nu merg. La Simina nu comentez. Simina săracă. Bă, dar unde-i găsi rochea, mă, frate? La... Simona, bine. Vine, a fost bine. Donăm țoale și... Ciolani. Simona a fost bine. Așa. Și Raluca a fost și ea ok. Raluca a fost elegantă, mie mi-a plăcut pantofii. Da, adică tot a fost fine, ok. Da, mai puțin Simina. În fine, da, Simina era principala. Săraca. A, apropo de chestia aia, că vrei deschidem o șaormă, e împreună, că am văzut cât ai făcut casa poporului și tu. Da, dar e gravid de mâine. Păi da, mă, dar nu poți să râzi de oamenii care sunt plinuți, pentru că pun pariu că și jumătate din voi, sau trei sferturi, sau un sfert, aveți probleme cu greutatea, că e de la glandă, uite, vezi, că eu am probleme cu glanda, am descoperit recent, vezi, eu gâl mai trebuie să mă duc astăzi la doctor, că este că mâncați, sau că este din alte surse. Că este că mâncați. Da, sau alte chestii. Nu trebuie să râzi de un om, pentru că și sorta a avut 120 de kilograme. Și tu ai fost plinuță înainte să rămâi gravidă. Înțelegi? Da, adică nu e ca și când te-ai coborât de pe podium de la Victoria's Secret și tu acum, scuză-mă pe mine, îți permiți. Dacă Mariana Grasă, băi, dacă băi, mă șignea da. Kendall Jenner, băi, mă supăram că aia prezintă la Barbary, la Victoria...
Dar nu pot să mă supăr, mă, că mă jignești tu. Adică... În fine, trecem peste că Simina nu este un subiect important. Numai că am avut ceva de lămurit, pentru că vorbește foarte urât despre noi. Exact. Haideți să vorbim despre niște paie care au fost furate. Da, Mariana fură paie de la Starbucks. Mă, mie îmi place de aia, Caterinca, de ce maxim. Da, uitați-vă la poza asta, se vede clar acolo că sunt 1, 2, 3, 4, 5, să mă. 6 paie, 6 paie, să mi-am numărat eu. 6 paie. 6. 5 sau 6, în comentarii repede, 5 sau 6, hai. 5 sau 6. Eu văd 6. 6. 6, că mai unul de desubt. Băi, are bani să ia prăjituri, că vezi că sunt scumpe astea de la Starbucks, dar este 15, 18 lei, ceva de genul. O prăjitură 18 lei. Vreau să văd în comentarii, dacă vrei să dau 18 lei pe o prăjitură de la Starbucks. Băi, dacă e bună, da. Dacă sunt bune, da. Sunt bune, dar sunt scumpe, prea scumpe. Că nu mănânc, cum au zis Simina din Gheda de Gunoi, chiar îmi permit să mănânc ce vreau și să ies unde vreau, când vreau. Când vreau eu. În fine, se tot pozează cu un BMW. Este mașina. Are iPhone 11, are bani, mănâncă fiecare zi unde vrea ea, sacoșe, a făcut un clip în care a zis că voi sunteți niște că, că j-ador, mă iubește pe mine și că voi sunteți niște că, nu pot să zic aici bine, cuvântul. Zi tu. Castraveți, vă gândiți-vă. O să punem clipul la perea și prea oficial de ca să-l ascultați. Așa. Nu scrieți în comentarii că vă blochează comentariile. Își jene. Păi nu mai înțeleg absolut nimic, de unde până unde, dar... Mariana saltată de valironită, eu azi machiaj eșuat sau opera... Fondul de ten, are o problemă cu fondul da, de ten. Da, să vedeți ce, să vedeți ce... Aoleu! Avem aici o poză cu machiajul ei. Aoleu, ce-a pățit? Avem o poză cu machiajul ei. Am primit multe mesaje și toate fetele în emisiune au râs de machiajul ei. Aoleu! Dar nu înțelege că nu este potrivită nuanța pielii ei. Mamă, și ce credeți? Vinde rochița cu 30 de euro. Da, deci Mariana s-a apucat să-și vândă rochița cu 30 de euro. S-a despărțit sponsorul de ea. Ai, mă, mie îmi place de ea, sincer. Gluma, glumă, că nu cred că are, adică nu știu care are sponsor sau nu, dar până nu ne spune ea, nu știm adevărul, dar e amuzantă. Avem aici un mic clipuleț să-l ascultăm. Cum zice ea în loc de glam, de la glamorous, cum zice ea? Glam. Caratele, mușelele mele, glam. Genunțe de la Denisa, la lashes, lash for now, lash for later. Glam! Glam! Măi, amuzantă! Glamorous! N-am ce We are so glamorous! N-am ce să zic, e super, super amuzantă, da. Mariana. Tu ce părere ai? Tu crezi că Mariana o să rămână până în finală? Da. Voi ce credeți? Andreea, Prică și Mariana, mai ales acum că stau în prietenii și alergăm împreună pe coridoare, ca fițele pe ăla. Ai să rămâni pe ăla! Mă, n-am nimic cu niciuna, nici cu o prică. Nu, dar mi s-a părut de amuzantă faza aia cu urmăritul, încât nu pot să o depășesc, mai am nevoie de câteva săptămâni. Am o întrebare. Ai văzut discuția din emisiune dintre Ela Înainte și Înainte să vorbim despre discuția dintre Ela și fete, trebuie neapărat să ne oprim toți. Literă cu literă cuvântul pace. Cine reușește să scrie fără să fie întrerupt ajunge 24 de ore pe story, pe Instagramul Reașnă Oficial, la story, pardon, pe Instagramul Reașnă Oficial 2. Și, dragii mei, să facem 12.000 de like, o să-mi dea aia 1.000 de lei. Hai, numărăm și secunde, like, comment, share pe da, Facebook. Dar mie nu-mi convine deal-ul, adică eu fac deal de 100 de lei și ea de 1.000 de lei, adică mă scuz de 10 ori la film. Nu mă interesează, nu, tu îmi dai mie 1.000 de lei, chiar nu, deci nu, eu nu accept. Eu să încep vlog următor cu bani, ești nebună. Da, să nu, fac aia, serios, dar deci, băi, dacă o facem 2 zile avem să facem 12.000 de like-uri, dacă facem, iată să-mi dea banii în vlog următor la început. Da? Vreau să văd în comentarii dacă e corect așa, e corect sau nu e corect. Până atunci, dragii mei, un mare like, un share pe Facebook, un comentariu în partea de jos. Și acum faceți iar poză, da, acel moment când sorta vine să-ți dea un capac sau ceva de genul. Ce bine pare! Acel moment când dai teme la școală. Acel moment când ascultă profesorul, în fine, glumesc. Haideți să vorbim despre Marius și Pop Telecan. Băi, toată lumea pune la story. Au început să pună la story, votați Andrei Pop Telecan. Și votați Marius să se reîntoarcă. Denisa l-a pus pe Marius, de exemplu. Andreea Piruito. Jador l-a pus pe Andrei Pop Telecan, dar a scris numele lui legat. Adică mi se pare, a fost o poză trimisă tuturor, aceeași poză, cu Andrei Pop Telecan legat și toți au pus la story. Marinela, Jador, bă, toată lumea. Da, pentru că ei l-au prins pe Andrei Pop Telecan, încerc să-mi dau seama acum ce se întâmplă. Mă gândesc că totuși, pentru că Marius este destul de nou, Jador nu are o prietenie foarte mare cu el, dar totuși cu Andrei posibil să aibă, pentru că ei au stat ceva timp în emisiune. Știi, cu Marius pe Marius de câte ori l-a văzut? De 3-4 zile? Da, din câte am înțeles, singurul băiat care s-a apropiat de Jador este Livian. Da. Care i-a fost alături mereu, gen, îi scrie, îi dă mesaje. Adică vorbesc, se sună și sunt în relații foarte bune. Mai departe
departe nu prea sunt, nu prea mai sunt în cazul, te-a plecat și Ricardo. Băi, Vivian s-a schimbat. Înainte se băga foarte mult în discuțiile fetelor și am văzut în emisiune, m-am uitat azi la episodul de ieri, când se certa, era cu Bianca și vorbea un așpa, adică i-a spus la Bianca că nu mai țin minte ce mesaje de date-ul lui None, că eu nu am vorbit nici cu iubitul meu așa. Și a spus Bianca că da, dar eu dădeam mesaje, dar tu le faci. Eu nu le făceam, doar dădeam mesaje. Și Vivian stătea așa pe canapea și nu spunea nimic. Adică îl apreciez că nu se bagă în discuția dintre fete. Și vreau să văd în comentarii pe cine susțineți în chestia asta. De-aia zis, ce-am spus niște chestii. Ai avut timp să te uiți mai mult decât am avut eu. I-a avut examen, era să zic restanță. A avut examen și eu am stat acasă și mă uitam așa. Îmi beau cafea, îmi beam cafea și mă uitam așa. Mamă, ce a spus-o. Deci Ela a vorbit foarte nașpa de Bianca și vreau să văd în comentarii cu cine țineți, cu Ela sau cu Bianca. Tu poate pe Ela a deranjat-o faptul că Bianca se bagă și Livian nu se mai bagă. Da, nu, Livian nu a răspuns, adică nu i-a luat cu nimic apărarea Biancăi. Păi da, Bianca s-a băgat în conversația aia cu Ela. Bianca așa a dat cu părerea, pe Ela a deranjat-o și a vorbit așa. Da, e posibil, dar nu atacuri de astea, sunt prea mult, e prea mult, totuși, e prea mult. Păi și da, Bianca a spus, da, dar eu l-am îndrăgit foarte mult pe None. Eu o înțeleg, adică ea nu... A avut ea fixuri, bă, să dai bă, pe None, pe Oianu și așa. Uite că practic ea a avut practic, știi? Uite că are un băiat mai bun decât o strină în loc. Da, și un băiat care este foarte iubit de mine. Mamă, uite, vezi, asta e exemplul ăla cu așteaptă că îți va veni și persoana potrivită. Așteptam. O să aștept și eu, dă, Doamne! No. Lumesc. Avem foarte mulți pretendenți și noi, dar nu avem timp de ceva. Nu avem timp de relații, dar au alții timp de relații și de făcut copii, așa că felicitări, bravo. Felicitări și casă de piață. O să facem noi o campanie, un caz umanitar pentru voi, să vă donăm în curând chestii de care aveți nevoie, pentru că în ritmul ăsta nu vă vor mai putea ține nici părinții acasă. Așa că noi, dragii mei, continuăm. Avem burtiere greșite. Ce burtiere avem? Stai puțin. Lăsați în partea de jos în comentarii cine ați vrea voi să se întoarcă în Casa Puterea Dragostei cât mai repede. Marius sau vreți pe Andrei Poptelecan? Pentru că nu uitați că Andrei Poptelecan or să intre pentru Manuela. Ei doi vorbesc. Și... deci or să intre așa. Ori Andrei Poptelecan pentru Manuela, ori Marius înapoi pentru Andreea Pirui. Lăsați-mi pe jos în comentarii. Sunt curioasă cu cine țineți, pentru că vorbim de două cupluri. Eu cred că, cine crezi? Eu cred că intră Marius. Două cupluri sunt acolo, adică faceți... Că a plecat și de aia cu Ricardo, deja este un cuplu. Da, exact, nu mai este... Deci vorbim de două cupluri. Hai să vedem. Ia uite, Poptelecan. Marius cred că o să intre. Marius. Și vreau să văd în comentarii și pe cine susțineți în marea finală, când va fi. Adică cine vreți ca să câștige? Acum că a venit Jador, probabil era cu Jador, vor câștiga să Ei vor câștiga sutul ăla. Nu fii atent, voi nu ați înțeles ce am zis noi în vlogul trecut. Aici nu este vorba de cupluri, că nu câștigă cuplu, da? Poate să câștige și concurenți separat, cum a câștigat Mocanu și cum a câștigat Bianca, adică n-au treabă. În fine, dragilor, avem niște burtiere greșite. Cei de la canal D, cred că se distrează. Cred și... că îl vor pe Poptelecan, tot vorbesc de el, sincer vă zic, sincer. Au zis așa, au pus poza asta și au zis așa, va reuși Mariana, pardon, este luat din emisiune, va reuși Mariana să se împace cu Andrei Poptelecan după jocurile periculoase cu Filip? Mariana, Filip și Andrei Poptelecan, de cât este trioul ăsta când de Andrei numai în emisiune de 3 luni? Se referea mai mult de 5 luni. Se referea, dragele mele și dragii mei, la Oprică. La Oprică? Da. Cu ce treabă Oprică? Va reuși Oprică să se împace cu Andrei Poptelecan? Nu! Dar cu cine? Au greșit numele, nu era Manuela. Andrei Poptelecan. Nu mai te rog frumos, fă tu discursul tău. Dar la cine se referă? Că nu mă prind. La cine se referă? Vreau să văd de comentarii la cine se referă. O să fac discursul ăsta la APA, micelare. Haide. Dragi mei de la canal de dragă staff, dragilor, vă rog, ne ocupăm noi în Moca, ca de fiecare dată, de burtierele voastre. Nu mai induceți lumea în eroare, pentru că și eu am fost în eroare. Despre cine este vorba aici? Despre Mariana, care vrea să împace cu Poptelecan. Mariana și Poptelecan au avut o relație. Sau este vorba despre Maria, Manuela și Poptelecan după jocurile proaste cu Nu, fine. Nu e vorba de... Dar despre cine este vorba? Nu. Că nu mai înțeleg. Andrei Poptelecan nu are legătură, nu are treabă în discuție. Au greșit numele lui. Vreau să văd în comentarii. Mă doare capul, ce părere aveți că o să le dau să o raznă? Nu mai pot, deci nu mai înțeleg nimic. Ce? Continuă cu următoarea burtieră că o raznă. Următoarea burtieră, va reuși Mariana. Tot asta e. Tot asta e, deci nu avem nu. Două aceeași burtieră. Ne-au trimis 2000 de oameni aceeași burtieră. Da, nu înțeleg la ce se referă, în pui mei nu mai contează.
Dragii mei, vlogul este aproape terminat. Așa. Am ceva să vă spun. Să ajung eu la, stai puțin. L-am făcut mai scurt pentru că trebuie să ajung neapărat la doctor. Este, noi filmăm acum și este pe zi și eu trebuie să ajung într-o oră și ceva la doctor. Deci trebuie să le editez și să le exportez și să ajung la doctor. Așa, dragii mei, scrieți în comentarii, scrieți sănătate pentru Rea, unul la mână. Și vreau să văd în, pentru că merge la control la glandă. Probleme cu glanda, mă, de ce am probleme eu cu glanda? De ce e tocmai eu? Nu știu, probabil de la sistem nervos, nu știu. O să vedem azi. Sper să fie totul bine, Doamne ajută. Și vreau să văd în comentarii ce alegeți dintre Bogdan Mocanu sau Jador și dintre Ela sau Andra, iubita lui Bogdan Mocanu. Eu zic să alegeți dintre Marius și Jador și să alegeți dintre Andreea Pirui și Ela. Pentru că ele, nu știu, mi se pare mie că e mai potrivit. Sau să alegeți dintre Livian și Jador, Bianca și Ela. Mamă, deci care rămâne ultima? Da. Livian, Jador, Bianca sau Ela? Pentru că, mama... există posibilitatea ca două persoane din cele patru spuse să câștige. Dragii mei, trei, pentru că Bianca deja a câștigat. Sau poate câștigă și sezonul 2. Rea, lasă-mă să termin, dragii mei, scrieți drăgulită în partea jos cuvântul pace. Cine reușește fără să fie întrerupt, o să fie 24 de ore pe Instagram-ul nostru de aia și în oficial 2. Pace, între două bitoace. Două bitoace. Lasă-mă, te rog. Ești chiar tu. Așa, și hai să facem 12.000 de like-uri, numărul. Ok, ne oprim, toată lumea să apese pe butonul de like, să dea un share pe Facebook și un comentariu în partea de jos. Vedem cine dă like și share pe Facebook în date statistice, deci nu ne fraieriți că vă vedem numele și citim toate comentariile și dați-ne follow pe Instagram. Eu mă fac pe mine de emoții, nu vreau să mă duc la doctorul răsc, să mă duc la doctor. Să-mi țineți pumnii pentru că vineri am examen. Vineri, sâmbătă, duminică și nu am examen la facultate. Eu mă duc la doctor, nu mai pot, mă ia inima. O să fie bine, Doamne ajută. Sunt cu tine întotdeauna, forever, așa că, dragii mei, vlogul s-a încheiat. Nu uitați să vă abonați acum și apăsați pe clopoțelul la mare să primiți notificare. Pe clopoțel. Clopoțel! Hai, numărăm ce secunde și chem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă mulțumim și vă mulțumim și nu uitați ce, gata, uitați tot. Nu uitați de sănătate. Vă iubim. Pa, familie.